Bertrand? Si on enregistrează, Da. Marica? Da? Da. Păi, bun găsit așa pentru noua lecție. Iată că au trecut un pic de... La noi se știe că a fost cam rece aici la Bacău și zilele au fost mai reci pentru că nu mă găseam cu tine. Și fără să mă găsesc cu tine, iată că s-a instalat așa și toamna cu adevărat, până pe la un grad așa a coborât temperatura. Matematica, să știi că încălzește sufletul. Nu știu dacă te-ai gândit vreo clipă, dar încălzește sufletul, pentru că suntem puși în situația aceea de a găsi soluții. Și cum ne confruntăm cu necunoscutul, trebuie să cerem totdeauna ajutor printr-o rugăciune, da? Să zicem rugăciunea, să zicem: Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Așa, dar, dragilor, să ne apucăm repede de treabă și să vedem, să-mi amintesc unde am rămas. Am făcut exercițiile cu mulțimi, nu așa? Da. Eu cred că bine să ne mai amintim încă o dată. Dar nu uite, că vine în minte o altă chestie. Am stat de vorbă sâmbătă cu Victor și eu vin cu o problemă. Zice: găsiți două numere naturale a căror sumă e egal cu produsul lor. Deci găsiți două numere naturale a căror sumă e egal cu produsul lor. Să găsim două numere naturale a căror sumă să fie egal cu produsul lor. Nu ne spune să fie diferite. Pot să fie și egale. Douăzeci doi. 22, păi Da. găsiți două numere diferite a căror sumă să fie egal cu produsul lor. Doi și doi. A, da. Deci 2 plus 2 egal cu 2 ori 2. Excelent. O mai fi și Poți să dai un pic camera în sus? da? O mai fi și alte numere oare a căror produs să fie egal, suma lor să fie egal cu produsul? 3 plus 3 egal cu 3 ori 2. Păi nu, aceleași numere. Deci 3 plus 3 egal cu 3 ori 3. Ah. Deci aceleași două numere pe care să le adun să fie egal cu produsul lor. Cred că dacă sunt diferite, niciodată nu e posibil. Deci dacă sunt diferite, Este ca o cerință, e ca o fel de mulțime. Cu toții și să-i aflăm. oh, da, am putea gândi să găsească toate numerele naturale a căror produs egal cu suma lor, nu? Da. Da, corect. Dar știi, acum, întrebarea, tu ai sesizat bine aici acum, că apare întrebarea: nu mai fi și alte două numere?
Ai găsit foarte bine pe 2 ori 2 ăsta, 2 plus 2 egal cu 2 ori 2. Dar Victor a făcut asta? Adică a rezolvat problema? Poftim? A rezolvat problema, Victor? Păi, a văzut să găsim și câte 3 și câte 4 și câte... Problema e foarte tare, foarte interesant. O rezolvat-o și sigur că l-am întrebat tot așași chestii. Băi, dar stai o clipă, dar nu mai fi și altele. Tiune știi tu. Și el a început să-mi demonstreze spunându-mi așa. Că dacă ar lua, le-a luat așa ușor, 1 și 2, zice. El a plecat la treabă prin exemple. O zice așa, dacă ar fi 1 și 2, atunci ar trebui să se întâmple așa. 1 plus 2 să fie egal cu 1 ori 2. Și e fals, e minciună, a zis. Că 3 egal cu 2, nu? În culise. Deci așa ceva nu. Bine, s-a întâmplat că 1 și 2 nu merg. Dar să zic, am să iau 1 și 3. Și iarăși... Dacă faci asta, te duci până la 1, la infinit. Așa, și în felul ăsta, deși nu, niciodată nu este adevărat. Că la mulțire rămâne 3, iar zice, la adunare se mărește cu 1. Deci aici o vine și o puncta foarte bine. Deci la mulțire rămâne acela. Deci zice 1 și A atunci. 1 și A conduce la situația. 1 plus A să fie egal cu A. Că e 1 plus A să fie egal cu A. Și zice dacă scădem pe A din ambii membri, și din stânga și din dreapta, atunci se întâmplă că rămâne 1 egal cu 0. Fals! Nimic nu merge cu 1. Deci se sesizează foarte bine că cu 1 nu merge. Și bine mi-a cu 1 cu orice număr nu merge. Ai dreptate. Ai dreptate. Dar dacă e pe 2 cu un alt număr, 2 cu 3, 2 cu 2 a mers, s-a văzut. Și acum 2 cu 3, cât, la ce mă duce? 2 plus 3 se facă 2 ori 3. Da? Și nu-i bun, zice. Bine, bine, dar 2 cu 4 acum. 2 cu 4. Păi 2 plus 4 se facă 2 ori 4. Fals. Bine, mai Victor, mă. Bine, bine, dar zic, trebuie să-mi demonstrez că nu, poate 100, 2 cu 100, să facă 2 ori 100. Sau știu eu, zic, mai târziu. Și atunci am plecat iarăși așa. 2 și A. 2 și A ar trebui să fie 2 plus A să facă 2A. Nu? 2 plus A să facă 2A. Și acum am scăzut un A din ambii membri și a rămas cât 2, ca A minus A și face 0, 2 egal cu A. A, deci numai când A e 2, e adevărat. Deci numai că A e 2, adică 2 plus 2, atâta e adevărat, cum ai găsit-o tu și ai găsit-o și el. Deci în rest, degeaba mai bate o câmpii că nu mai merge nici cum. Și zice, pot continua de aici încolo și cu 3 și cu 4 și așa mai departe și nu va merge nimic. Mi-a plăcut aici la el următorul lucru. Că nu s-a mulțumit să... Deci eu găsit-o pe asta și a zis, gata. Nu mai, dar de unde știi nu mai sunt altele? Exact cum te-am întrebat pe tine. Și atunci el s-a apucat de treabă și a spus... 1 cu 2, 1 cu 3, 1 cu A și așa mai departe. Și nu i-a mers, a rămas doar singura variantă, abia acum, singura variantă, când prin calcul 2 cu un A și ajunge 2 plus A egal cu 2A, scădem un A și rămâne că doar varianta cu A egal cu 2 corespunde. Adică în condițiile astea doar 2 plus 2, nu? Când locuim pe A cu 2, 2 plus 2 egal cu 2 ori 2.
Vreau să spun, Mărica, că asta a fost începutul. Că următoarea problemă a fost așa. Să se găsească trei numere naturale a căror sumă să fie egal cu produsul. Ia să vedem, noi găsim. Deci să se găsească trei numere naturale a căror sumă e egal cu produsul. Adică la fel cu aia, doar trebuie să aflăm 3. Deci acum exact aceeași problemă, dar acum sunt 3 numere. Numele sunt A, B și C. Naturale, așa încât A plus B plus C să fie egal cu A ori B ori C. Deci A plus B plus C să fie egal cu A ori B ori C. Cine să fie cele trei numere că să se întâmple așa? Trei numere naturale, așa încât A plus B plus C egal cu A ori B ori C. Dar trebuie să fie la fel? Poți să fie și la fel. Adică poți să fie și egale, că n-am spus diferite. N-am spus. Deci n-am spus A diferit de B diferit de C. Poți să fie și identice. Zero. Adică 0 plus 0 plus 0 egal cu 0 ori 0 ori 0. Da, asta e clar. E o soluție, dar e soluția, să spunem, banală. Care... E prima. Nu e prima, e prima. Deci este că 0 face parte din numerele naturale. Face deci... parte din numerele naturale. Ca să nu spun că nu, să nu fie numere naturale, pun steluțe, nu? Ții minte că am zis așa. Dacă pun ien steluță, înseamnă că nu poate să fie numere. Nu, niciuna din ele nu e zero. Că Victor nu a surprins asta, dar au spus că nu poate să fie zero, că la mulțire ar face zero aici și din coace n-ar face nimic, n-ar putea să fie. Deci asta o sesizează și nu vreau ca una din ele să fie zero, că la mulțire cu zero face zero și aici, dacă e diferit, nu. Atunci e să leagă ce ai spus tu mai devreme, că toate trei să fie zero. Da? Din clipa în care una este zero, din clipa în care pe una din valori e luat-o zero, obligi și pe celălalt să fie zero. Că faci produsul zero aici. Dacă unul din numere nu este zero. Deci e corect așa. El a exclus asta și nu ne-a mai oprit aici. Diferit de să fie în afară de zero. Din N stelat. Dacă găsim trei numere a căror produs suma lor să fie egal cu produsul.
Trei ne trebuiesc. Eu am să așa. Hai, Victor, să luăm așa. 5 plus 6 plus 7. Zic că să luăm diferite. Și când au făcut repede 30 ori 7, 210, ori 9, nu, 5 ori 6 ori 7, nu-i bun. Dar zi, dă tu atunci, dă tu, da, eu n-am ghicit, dă tu. Să luăm pe două egale? Nu! Și s-o așeza că sunt. O să se zic că trebuie să le ia mai mici. Știi de la cine a plecat? Că zici, dacă sunt mare așa, aici la mulțire dă foarte mult. Ia să vezi. Eu așa am plecat cu 5, 6, 7 și el o sări la mine și o zic că nu-i bun. Da. Deci mari... Ar fi 210, dar... Sigur că da, 5, 6, 30, da, 210. Da, normal că nu. Deci nu cape discuții, nu merge nici, nu a făcut... Deci eu zis că trebuie să fii mai mici. Aici mi-a plăcut chestia, că au sezat. Cu cât zici mă duc mai încolo, ăștia sunt mari aici. La mulțire, nu mai am nicio șansă. Ce crezi că a făcut el? La pe rând? Deci la ce? Le-o găsit să știi numerele. Deci când nu s-au așezat acolo să spun cum că era s-au așezat așa în genunchi pe jos, pe acolo și tot stat el a plecat și s-au stat și-au găsit gata, o știut. Hai să le găsești și tu, să știi. Dacă mai mici, ar trebui să... Eu așa am început, cu 5, 6, 7 și... El a zis, nu, și îți dai seama că produsul dă foarte mult. Eu, pur și simplu, aș lua pe rând, adică... Zi, mă interesează. Cum am procedat mai înainte, nu? Cu unul și pe urmă să vezi alte două. Adică unul și pe urmă B-ul și C-ul o să le miști. 1 plus cât? 2 plus 3. Ia să vedem. Unu ori 2 ori 3. E bun. Fantastic! Așa-i, mă. E bun. Extraordinar. Deci, 2, 1, 2 și 3 fac exact serviciu. O mai fi și alte numere? Unu, trei, patru. Deci pe unul să lăsăm, că unul ăsta se vede că nu mai contribuie la mulțiri. E foarte important. Da, și... Deci nu mai contribuie la mulțiri și... Deci e trei și patru, ai zis, nu? Trei, dar mergea și trei și plus trei. De ce ai pus F? Nu cumva e adevărat? Unde aici? Da. Foarte bine am vrut să spun. Dar în mod normal adevărat trebuie cu A. Așa se notează A. Bine că a intervenit. Deci se spune A că este adevărată egalitatea. Adică 6 egal cu 6. Când se zice F, adică e fals. Da. Da? Măcar așa în caietele noastre. Așa am văzut eu. A sau F, nu? Da. Așa, adevărat sau fals. Corect.
Deci dacă nota plus 3 plus 3 ar face 1 plus 3 plus 3 egale face 1 ori 3 ori 3, nu e fals acum. Nu e bine. Deci apare acum întrebarea dacă mai există și alte numere. Așa, păi dacă ar fi mai mari alte numere, ar trebui că produsul lor să fie la o distanță de 1. Nu? Că 2 ori 3 au făcut, 2 ori 3 au făcut 6 și 2 plus 3 face 5. Doar 1 acela a mai fost nevoie să-l adăugăm. Ar merge cam până la infinit, nu? Da, mă gândesc la o idee de asta așa în care să putem arăta că nu în momentul în care cresc pe ăstea de aici știi bine că la adică am putea vreau să zic că putem ca primul să fie 2 și după aia plus 1 plus 3, dar e cam același lucru. Deci să luăm pe primul 2 și pe urmă să mărim, da? Da, într-adevăr, se va vedea foarte rapid că din clipa aceea crește foarte mult în dreapta. Dar parcă n-am așa un motiv foarte temeinic să zic. Deci eu am așa, că 2 plus 2 e egal cu 2 ori 2. Deci asta e adevărat. 2 ori 2. E făcut-o mai înainte și demonstrată cu au, acela și făcut toată povestea. Acum, când pun încă una de aici, plus una, aici apare mulțit cu una. Nu? Că au acela pe care nu știu cine e, la egalitatea pe care o aveam unică, că doar 2 plus 2 fac 2 ori 2, și punând un A, aici adăugând un A, aici e mulțit cu au acela, se întâmplă că apare așa, 2 și cu 2 face 4, adică ar trebui egalitatea să se ducă așa. A valent cu A egal cu A plus 4. Egal cu 4 A, nu? 4 de A. Da. A plus 4 se facă 4 de A. Scădem un A din ambii membri. Și atunci ne duce spre... Aici în loc de A e 0, nu? Că dacă am scăzut A minus A fac 0, minus 4 egal cu... 4 a scăzut un A, cât face? 3A. Adică, să vedem invers. 3A egal cu 4. Știm noi că de aici A e egal cu cine? A 4 egal cu 4 pe 3, nu? 4 împărțit la 3. Știi că am făcut relații de acestea. Deci A egal cu 4 pe 3. Este dar 4 face pe 3. Ce parte din mulțimea cu Q? Asta e din Q? Sigur că da. Deci nu mai este număr natural. Și gata. Am demonstrat. Deci nu ne mai chinuim că merge de aiure. 4 pe, 4 pe 3 nu aparține numere naturale. Așa, nu aparțin numere naturale și deci degeaba căutăm noi să mai adăugăm. Deci noi știam că la două adunate doar asta ar fi.
Este perfect. Iar dacă încercăm să o modificăm 2 și 3 aici, deci să spunem dacă ar fi A plus 2 plus 3 egal cu produsul lor, 2 ori 3 ori A, 2 ori 3 ori A, ar fi ca A plus 5, A plus 5 este egal cu cine, Mărica? Deci A plus 5 egal cu 6A, nu? Da. 6A. Și acum, dacă scădem una peste tot, ar fi că 5 egal cu 5A. Da. E o greșeală? Doar nu înțeleg de ce. Sau. De ce 6A? Adică. Am făcut produsul. 2 ori 3 ori A. 2 ori 3 ori A. Nu? În partea dreaptă să fie produsul. Păi da, și ar fi, de fapt, ca 5A. Că scăzând un 6, a fac 5A după asta, nu? Deci, da. Zim? Noi tot nu am zis că A egal cu 1. Păi să văd dacă ajung la A egal cu 1. Dacă ajung la A egal cu 1, înseamnă ok. Vreau să demonstrez că numai varianta asta este. Vezi la cine ajută să rezolvăm. Dacă știm ecuații de cele să facem. Este extraordinar. Noi acum dovedim că nu poate să fie la egalitatea asta decât A egal cu 1. Deci, am crezut că ai uitat să zici că A egal cu 1, de-aia... Okay. Nu, vreau să ajung la A egal cu 1. Bine, bine. Da? Deci, am mers pe varianta că A plus 2 plus 3, neștiind cine este A. Uite că vezi, cu tine așa foarte bine mă pot sincroniza și parcă se deschide complet toată ideea. Deci noi știam că 2 plus 2 egal cu 2 ori 2 și dacă i-am mai pus un A, m-a dus spre o trăsnaie. Dacă am luat 2 plus 3 și băgăm un A neștiut cine ar fi, deci modificăm 2 plus 2 și vedem 2 plus 3 și modificăm și... punem un A la întâmplare, relația se duce așa. Că A plus 2 plus 3 egal cu 2 ori 3 ori A, adică produsul lor. Adică A plus 5 e bine. Uite-te și vorbește tu. Da, e bine. A plus 5. Cadem. Și bine că scădem un A, nu? Din ambii membrii. Cine dă? 5 egal cu 5A. Și noi citim invers, că ne place mai mult. 5A, egalitatea care conține cu necunoscuta în stânga. 5A egal cu 5. Adică 5 ori cât se facă 5? 1. 1. Deci A egal cu 1 de aici rezultă. Rezultă că A egal cu 1. Și este exact acum demonstrația perfectă. Adică nu mai încerca tu alte valori a lui A, că degeaba încerci. Că numai 1 e bun. Dacă pui 2, 3, 7, 9, 100, nu știu ce, totul va fi stricat. Foarte tare demonstrația. Hai să mai vedem o dată, că mi-a plăcut tare mult chestia asta. Deci, ce două numere adunate să facă produsul lor? Ai văzut că e 2 plus 2, altfel... Și aici se poate demonstra, cred că tot atât de bine, că dacă am luat altă variantă, n-ar merge. Nu? Adică, dacă am luat 2 plus 1A egal cu 2A, adică să zicem că nu neapărat 2, și atunci scădem un A și ar fi că 2 egal cu 2 a scăzut una A. Deci nu e decât varianta A egal cu 2. Foarte tare. Deci singura variantă e 2.
Aceea, și demonstrația riguroasă acum. Numai asta e varianta. Știi că tu ai dat exemplu, ai găsit repede. 2 plus 2 egal cu 2 ori 2. Dar n-am mai zăbovit aici să arătăm că e unică soluția. Că nu mai există nicio altă variantă. Și dacă e cu un alt A, atunci 2 plus A face 2 ori A, 2A, scădem un A și vine A egal cu 2. Deci ne duce spre singura variantă asta. A nu rămâne decât varianta 2. Foarte, foarte tare a fost și situația asta cu suma, când trei numere, și eu m-am dus la 5, 6 și 7 și ți-am zis, Victor o să la mine și o că nu, el o sesizat repede că trebuie să scadă numerele, să fie mai mici, că zice numai așa am șanse ca să nu mai fie produsul foarte mare, și apoi s-a dus exact așa, 1, 2, 3. Și când a zis, gata, am terminat. Și am zis, de ce nu mai, Victor, mă, dar de ce nu mai, nu asta, dacă sunt și altele? Păi zici, n-ai încercat tu mai înainte? N-ai încercat cu 5, 6, 7, altor și nu a mers? Păi am încercat. Mici trebuie să fie. Bine, mici. Dar de ce nu iei zic 1, 3 și 3? Și el a spus că e prost. N-am mai insistat să mai demonstrez, că a spus, nu. Nu-i bine și cu asta basta. Dar noi acum, dacă am avut curaj și am insistat, ai văzut că am zis așa, A plus 2 plus 2, adevărul știut, 2 ori 2 ori A, A plus 4 egal cu 4 A, scădem un A și ne duce spre un A care nu-i fracție. Deci să nu încercăm vreo clipă să punem un A, că nu va face așa asta, pentru că A-ul acela nu mai este natural, ci fracții. Și atunci am modificat și am zis, hai să vedem și varianta când în loc de 1 n-ar fi. În loc de A, 1 să punem un A la întâmplare. Poate să fie un alt A decât 1 și lucrurile ne duce spre A egal cu 1, atât. Și ca să nu fie, treaba e rezolvată acum. Unicitatea soluției. Doar 1, 2 și 3 sunt valorile care ne fac serviciu. Așa e pentru trei numere. Și m-am gândit pe urmă, oare sunt patru numere? Mă rog, patru numere, putem găsi patru numere care mulțite să facă. Am mai, cum ne se întâmplă, știi? Ne gândim dacă găsim patru numere, a căror sumă să fie egal cu produsul. De acum ce facem? Suntem în etapa când dăm drumul ca mintea să alerge. Să alerge plecând de la ieșițile astea să vedem dacă putem găsi patru numere naturale a căror sumă să fie egal cu produsul. Patru numere naturale a căror sumă să fie egal cu produsul. Patru numere naturale în căror sumă să fie egal cu produsul. Asta chiar nu știu. Aici trebuie păstrată șmecheria pe care o sezizat-o el, că trebuie să fie mici. O zis, mici, 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 nu mari, că la mulțire se duce mult, nu, mici. Minimă mici. I-am pus întrebarea asta și lui. Și de acum am pornit la treabă împreună, cot la cot. Și știi că m-a bătut. O găsit el. De nou o găsit el. Și am rămas în urmă.
mici, mici. Foarte tare a fost chestia că observa că trebuie să fii mici. Patru numere a căror sumă să facă cât produsul. Ce frumoasă e matematica, cât de interesant când te prinde așa un moment de asta, nu mai poți să te deslipești așa e de minunat. Patru numere mici trebuie să fie, pot să fie egale categoric. Ne-am bucurat să le găsim și pe urmă să ne gândim să dovedim unicitatea. Știi, rămâne întrebarea partea a doua. Or fi numai astea, or fi și mari, mai mari. El a observat că mai mari să fac eu. A zis, fac eu, dacă așa vreau eu să fac eu. Că degeaba fac. Deci observația că trebuie să fie mici mi s-a părut foarte important. Deci patru numere care adunate să facă cât produsul lor. Pentru trei numere au fost așa, 1, 2 și 3. Interesant, 3. Și interesant că 1 acesta nu afectează înmulțirea. O? Că 1 oriceva face 1. Deci 2 și 3. Acum, dacă ar fi 4, aș zice așa, 2 plus 4 egal cu cine, Mărica? 2 plus 4, 2 ori 4. Dar aici sunt numai două numere, 2 și 4. 2 ori 4 face 8, 6. Îmi trebuie 1 plus 1. Asta era. 1 plus 1. Că la mulțire foarte tare. Foarte tare. La mulțire nu are nicio relevanță 1. 1 ori 1. Îl punem așa ca să fie. Dar totul este aici controlat. Deci când am vrut 3 numere, 2 și 3 și am pus un singur 1. Când am zis 4, am completat. De la cele două numere care sunt prezente, 2 și 4, și am pus 2 de 1, ca să ajungă la cei 4. Dar dacă aș zice 2 plus 5, ia să vedem. 2 plus 5 cât ar face? 2 ori 5, nu? Aici produsul. Adică aici ar merge problema asta pentru câte numere să adunăm.
Aici 12 cu 5 fac numai 7. Până la 10, cât mai trebuie lui 7? Trei de 1. 1 plus 1 plus 1. Deci, iată 5 numere. 5 numere. Dați un exemplu de 5 numere a căror sumă să fie egal cu produsul. Răspunsul. 3 de 1, un 2 și un 5. Nu e foarte tare încă o dată. Deci când au fost 3 numere, ne-am dus până la 1, 2 și 3, deci 2 ori 3 fac 6 și 1 acel nu influențează și am pus un singur 1. Când au fost 4 numere, dați exemplu de 4 numere a căror sumă să facă cât produsul, 2 și cu 4, nu? Jucat. Când am zis 5 numere a căror sumă să fie egal cu produsul, este excelent așa. Pentru 6 numere cât ar fi? Ia să vedem, poți să dai, dacă te-ai prins de poantă, dați exemplu de 6 numere a căror sumă să fie egal cu produsul. Adăugăm 4 de 1. Adică 2 ori 6. 2 plus 6 să fie egal cu 2 ori 6. 2 ori 6 egal cu 12. 2 așa. Plus 4 egal cu 8. Așa. Deci mai trebuie încă 4. Încă 4. Deci 1 plus 1 plus 1 plus 1. Corect. Sau 1 ori 4. Dar noi scriem cu plus. De 4 ori câte 1, nu? Da. Foarte tare, foarte frumoasă problema. Înseamnă că noi putem face foarte, foarte rapid acum. Asta îmi spune câte numere să, din câte numere să fie. 2 și cu orice alt număr a, să fie, nu? Clar că pot forma acum probleme de genul ăsta. Dați exemplu de 8 numere. A căror sumă să fie egal cu produsul lor. Foarte important. Foarte ușor. Da. Generalizăm chiar. Se poate generaliza. Adică, indiferent, ăsta îți indică câte numere să, la câte numere te gândești, a căror sumă să fie egal cu produsul lor, dar 2 și cu acela. 2 și cu acela. Da? Iar diferența va fi exact. 5 minus 2, 3 de 1, 6 minus 2, 4 de 1. Ia să vedem dacă merge cu 5 de 1. Adică aș vrea așa, 5, nu, nu, 2 plus 7. Să facă 14, să vedem dacă merge poanta. Și trebuie să mai pun aici 5 de 1. Așa spune, diferența între 5, 7 și 2 e de 5 de 1. 2 și cu 7 fac 9 și cu 5 de 1, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 face 14. Perfect. Perfect. Gata, merge foarte bine problema tot timpul. Da. Ei, Am vrut să plecăm de la problema lui Victor. Am ajuns până la 4 cu el și o dat exemplu ăsta. 2 de 1, 2 și un 4. Și fac, da? Și până când am zis, hai să mai continuăm, dacă poate mai găsim, pentru că am zis, nu mai vreau. Nu mai vreau. Plecat, am zis, nu mai, gata. Tot la joacă. Da, da, aici a fost, trebuie să mărturisesc că mi-a prins foarte bine, când sunt foarte, foarte mici, că astea de aici să fie mici, a fost esențial pentru mine. Că mi-a atras atenția când degeaba că, cum am căutat eu cu 5, 6 și 7 care le-am luat atunci și am spus, nu, e prost, că dă numere mari la mulțirii, chestia asta că foarte, foarte mic, mi-a atras atenția să iau de-al de unul de mai multe ori. Că unul ăsta nu influențează la mulțirii. Ce faci este... parte din... De,
Noul cu steluță, că nu știu cum să mă exprim. Așa, așa, așa. Și observați atacă din steluță ca să gândesc de la unul încolo. Fără. Da? Deci, care au fost momentele importante? Să luăm în steluță cum ai propus tu, ca să nu ne gândim la soluția banală. Nu numai la banală, ci să gândiți la alte soluții. Și noi am reușit de acum, după ce m-am dus la două numere, la trei numere, a doua observație a fost a lui, asta e foarte, foarte important, că să fie mici, nu mari. Ei, și de aici ne-am jucat aici, am prins aici jocul ăsta. Vezi? Dintr-o problemă, deci dintr-o problemă facem o altă problemă și o altă problemă. De aici e frumusețea matematicii. Când descoperi chestia asta, nu-ți mai trebuie nici mâncare. Uiți de tot. Ești parcă într-altă lume. Atât de plăcut și frumos. Și eu m-am prins în jocul ăsta cu el pentru că momentul acesta a fost foarte, foarte important. Anume că să fii foarte, foarte mici în stânga. Că zice adunarea, ce faci cu adunarea? Plus, 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 cum spunea în engleză. Plus, plus, ce fac acolo? E puțin? Plus, plus. Nu așa zice, așa, parcă am plus, înțeles. Plus, plus. Așa. Plus, plus. Așa. Cu accent. Ai, accent de la mine. Eu bine că am reținut plus, așa. Plus, da? Bun. Hai să ne întoarcem. Mi-am amintit de asta și am vrut să facem și asta. Exercițiul acesta pentru a vedea în ce constă frumusețea la matematică. Cât de interesante sunt exercițiile. Și acum să considerăm noi o mulțime, două mulțimi, știi? Să facem operație cu mulțimi, cum făcusem ultima perioadă. Nu mai știu foarte, foarte bine ce exerciții am făcut acolo, dar știi bine, noi le putem continua. Deci să dăm mulțimea mare egal cu toți acei x naturali pentru care are loc proprietatea. Să spunem 3x plus 2 la puterea 78 plus 2 la 79, 2 la 79, supra 2 la 79, plus 2 la 80, egal cu 2 plus 0,3 în perioadă. Și închid paranteza. Deci mulțimea A e formată din toți X-ii naturali cu proprietatea care are loc egalitatea asta. 3X plus 2 ori 78, 2 la 78 plus 2 la 79 supra 2 la 79 plus 2 la 80 egal cu x împărțit la 2 plus 0,3 în perioadă. Iar B egal cu mulțimea tuturor celor x naturale pentru care se întâmplă ca fracția, să spunem, 22 supra 5x plus 1, 5x plus 1 este supraunitar, mai mare decât 1.
Da? Să luăm prima proprietate la o parte. Deci luăm proprietatea de caracter. Ne întrebăm să găsim elementele lui A, nu? A cu cine este egal. Pentru asta luăm proprietatea de caracterizare. 3x plus... Vorbește tu de acum. Mă conduci tu de acum. 2 supra 78. 2 la 78, zicem. A. 2 la puterea 2 la plus 2 la 79. Da. 2 la 7. Da. Totul supra 2 la 70. 2 la 79 supra 2 la 79 plus 2 la 80. 80? Da. Egal. X. Cum mai putem zi, X împărți la 2? Cum mai poți scrie? X supra 2. Corect. Plus? Plus 0,3. În perioadă, nu? Perioadă. Așa, echivalent cu, fiind vorba de o egalitate, o ducem în echivalență. Dacă ar fi fost numai cum e relația de aici, o ducem, uneori spunem rezultă, o să vedem când. Dar aici, acum, dacă ar fi numai o expresie atâta tot și am prelucrat-o, dar fiind o egalitate, pe ea o ducem într-una echivalentă, adică menținem egalitatea, să zicem, echivalentă cu noua situație. Și să o prelucrăm, te rog. Doi la 78, sau mai întâi 3x plus. Ah, scriem complet, da, foarte bine. 3x, ca să prelucrăm în totalitate. Da. 3x plus 2 la 78 plus 2 la 78 ori 2. Foarte bine. Ori 2, da. Aflăm factorul comun. Exact. Descrii puterea mai mare, păstrezi puterea cu exponentul mai mic, ca să poți scoate în factor comun. Bine ai văzut. Vorbește și jos. Zici. Da. 2 la 79 plus da. 2 la 79 ori 2. Da, tu lucrezi pe caietul acolo și 2 la 79 ori 2 egal cu x pe 2. Vorbește.